Hai noroc și sănătate și la mulți ani la toată lumea. Eu sunt Dumitru, bine ați venit la un nou videoclip. Bă, 2020 s-a dus. Gata, a trecut așa foarte ușor. Ca și orice an, dar s-a simțit foarte simplu pentru că într-o secundă s-a dus. Ce într-o secundă? Minisecundă? Sunt o grămadă de moduri de a măsura secunda și există și pentisecundă, nu știu cum, nu știu cum secundă și sunt o grămadă de nume pentru chestia asta, dar a trecut uite așa. Și am intrat în 2021. Am văzut o grămadă de meme-uri că și că imediat ce se duce 2020 tot o să fie la normal. Nu e ca și cum virusul o să iasă din oameni așa de bunăvoie. Op! S-a dus 2020. Hai, papa, ne mai vedem în 2120. Sper că nu. Dar în fine, m-am gândit să mă uit la cele două YouTube Rewinds din România. Unul făcut de Eurovision și unul făcut de Sbir. Nu știu cine e Sbir, dar am mai auzit numele. Nu știu dacă o să recunosc ceva din clipul ăsta, pentru că nu mai, nu știu aproape nimic din ce s-a întâmplat în România. Pe YouTube vreau să zic. Dar hai să vedem. Salut, fraților, vă vorbește pilotul Robionului. Cred că deja știți ce e asta. YouTube Rewind România 2020. Un an foarte ciudat, dar big up celor care au creat conținut șmecher, indiferent de situație. Și bineînțeles, puneți-vă centurile de siguranță, pentru că urmează un zbor cu turbulențe. Asta e valabil și pentru tine, Dorian. Dorian, te rog, puneți centura. Dorian, nu sări! Dorian, nu! Popule! Să facă bani, hai pleci. Asta ce e? Lecția numărul 3, Jonuțule! Înnoată cheluțul! Vai, deci nu cred cât de tare e, stați un pic! Doamne, cât de caldă e apa, în sfârșit, mulțumim! A, da! Și asta! Georgiana! Nu știu absolut nimic de situația cu accidentul ăla lui Sherry. Să mă de că nici nu m-am documentat. Dacă vreți, spuneți-mi în comentarii ce dacă s-a întâmplat, că sunt cât de cât curios, dar mie le să caut pe Google sau pe YouTube, pe e-mail. Underscore fâr, zice belești pula. Cât creier ai, măi, domnișoară? Underscore fâr, zice belești pula. Cât creier ai, măi, domnișoară, măi? Am trei rânduri de creier. Fiule, spuneți-mă. Bună, ce faci în spetele? Ce-i cu mimul ăsta? Nație de coș, mă! Nație de coș, mă! Astfel se vor introduce noi restricții de circulație și noi restricții pentru români, în sensul că ce a fost până acum o recomandare devine o obligație, după principiul stăm acasă. Evident, oamenii pot ieși ca să meargă la serviciu și să se întoarcă de la serviciu. Celebrul interlop din ea. Păi era ceva de că aveau voie să se ducă la serviciu, dar să nu se mai întoarcă. Ce să facă, să doarmă acolo? Pentru că e posibil, dar de ce? Mă rog, cred că are sens, adică poate să se îmbolnăvesc acolo și nu știu și să nu se mai întoarcă deloc să, se... da, să doarmă acolo. Are avea sens, într-un fel, dar nu cred că am pune noi restricții așa de nașpa. Așar de Adrian Corduneanu și-a adunat prietenii și familia și au petrecut în aer liber. Și vrei să mai spun ceva? Da, mă, normal. Dă de morți, mă, nici nu stai. Sincer vă spun, mi-a plăcut. De ce să mănânc căcat? Alexandru Bălan, zis și Colo. Este vorba despre Alexandru Bălan alias Colo. Colo. Vloggerul Colo, Alexandru Bălan, zis și Colo. Bă, Colo, am auzit că ai niște fetișuri. Police, three car of police in the front of my home, what the fuck, Romania? Mă trezesc că iese, pur și simplu, cu un f*** de 2-3 metri. Am luat o jumătate de Xanax. Raia mare! Fetițele Pauba. A, asta da, asta da. A, și eu, să mă picioarele.
Da, normal. Bună seara, bine ați venit. A trebuit să apară și asta. Sunteți din filmele Matrix. Aoleu. Bun, cam asta a fost tentativa mea de a face un YouTube Rewind România 2020. Dați un share pe story sau unde vreți voi, chiar vreau să-l vadă cât mai multă lume. Am încercat să bag cât mai multe faze de anul ăsta, puteți să scrieți și voi în comentarii ce mai mergea să bag în Rewind sau dacă am ratat ceva mai important și era destul de relevant să-l bag în clip, adăugați acolo în comentarii. Cum ar fi Alexandru Ciocănașu sau Damon Normal is Boring sau habar n-am ce puteam să bag. Sau puteți să scrieți în comentarii cea mai mișto fază de anul ăsta, cel mai mișto meme sau habar n-am și comentariul care are cel mai multe like-uri, cred că ăla e evident că a câștigat. În fine, ne vedem în ianuarie sau cum ar spune boomerii, ne vedem la anul. Bine mă, stai să văd, parcă se întâmplase ceva, de vreau să zic. Dezbaterea dintre Shelley și chiar când a fost acolo, ministrul educației. Adică asta a fost destul de important în anul ăsta, nu? Dacă nu mă înșel, în mare parte ai pus meme-uri aici și, nu știu, clipuri mai... clipuri care au fost mai populare anul ăsta. Zic din nou, eu nu știu nimic din ce s-a întâmplat în clipul ăsta jumate de aici, nu am știut ce dracu a fost. Păi mie, eu în mare parte mă uit la clipuri de America și aproape că nu mă mai simt român. A, și Shelly Show. Ar fi fost, nu știu, cât de cât relevant să bagi acolo... Sau barem l-ai pus deja cu nu știu ce mimă a fost în timp ce mergea el. Da mă, gen intra în scenă. Ăla a fost mersul lui și a devenit un mim. Mă rog. Mă, destul de mișto. Hai să reacționăm și la asta. Și restul de rewind-uri, adică alea din legat de ce s-a întâmplat în afară. Cu mimuri, cu evenimente de pe YouTube-ul din America, nu știu unde. Deci nu restricționat la România. Știți ce vreau să zic? În orice caz o să... fac într-un alt clip, un al doilea clip cu reacții la YouTube Rewind. Atunci să ne uităm și la Rewind-ul ăsta lui Zbir. Stai puțin. Pentru fratele nostru, Zbir. Zbir. Ok, cred că am înțeles. Ăsta a făcut un Rewind cu clipurile lui. Nu mersi, fratele meu, nu mersi. Ok, o să ne oprim aici, așa un clip mai scurt puțin, dar nu vreau să continui cu astea patru clipuri care sunt rewind-urile de din afară, că o să se facă clipul prea lung și nu-mi convine mie, așa că sper că v-am făcut clipul, știți ce aveți de făcut dată, dar eu cam atât am avut de spus, hai marș!